Mijlocașul echipei FC Argeș, Leonard Drăghici, a văzut direct cartonașul roșu în minutul 84 al partidei cu Oltenii pentru o presupusă înjurătură adresată asistentului Andrei Constantinescu. În urma deciziei de disciplină a FRF, Drăghici va rata meciul cu Astra Giurgiu, partidă programată sâmbătă 6 februarie de la ora 14 la Giurgiu și pe cel de la Pitești cu viitorul Constanța. Partidă programată vineri, 12 februarie, de la ora 20 pe stadionul Nicolae Dobrin. Staful tehnic al argeșenilor va trebui să găsească soluții pentru înlocuirea lui Drăghici. Mijlocașul al violeților a primit, pe lângă suspendare, și o amendă de 4.500 de lei.